Accident grav în această dimineață în localitatea Gostavățu. Un șofer de 59 de ani și-a pierdut viața după ce a intrat cu autoturismul într-un stâlp de electricitate. Bărbatul a rămas încarcerat în urma impactului, fiind scos de pompierii de la descarcerare. Trăia când a fost preluat de ambulanță, spun cadrele medicale, dar la scurt timp a decedat. În urma evenimentului, bărbatul în vârstă de 59 de ani a rămas încarcerat. Pompierii, îndepărtând mai multe elemente de caroserie pentru extragerea victimei, bărbatul a fost preluat de echipajul SMURD în stare de inconștiență, cu escoriații la nivelul capului, fiind transportat la spitalul din Caracal. În eveniment a fost implicat un singur autoturism condus de un bărbat de 59 de ani din comuna Băbiciu. Din păcate, în urma evenimentului, bărbatul a decedat. În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, polițiștii continuând activitățile pentru stabilirea situației în care a avut loc evenimentul. Polițiștii merg acum pe mai multe ipoteze, după ce la fața locului nu au găsit nici urmă de frânare. Iar cel mai probabil, o cauză medicală ar fi dus la producerea acestei tragedii. Este posibil ca șoferului să i se fi făcut rău la volan, spun polițiștii. Acest lucru urmând să fie stabilit la efectuarea necropsiei.